Salutare, prieteni, bine venit la un nou video. În sfârșit, reușesc eu să filmez. În sfârșit, fraților, reușesc eu să filmez. Că sincer, dați un pic să reglăm asta un pic mai sus, parcă. Așa. Bun. Ce mai faceți voi? Și încet, nu văd nimic. Eu n-am mai făcut mare lucru. Lucru acasă, am mai fost prin țară. Din aștia. Altceva nou, nimic. Și efectiv, n-am avut timp de filmat. Mergem până la tata. Mă, ușor, ușor reușesc să mă duc și părinții aici. Deja l-am adus pe tata. Urmează să duc și pe mama și pe sora mea. Acum depinde cum o să-mi găsesc locuință și așa mai departe. Apartament mai mare. Alta pizza. Ba, din câte din ce am văzut pe canal, uitându-mă, cred că ieri, am văzut că am trecut de 1000 de abonați. Nu știu cum, n-am mai filmat nimic. Dar, na, am trecut. Sper să-mi oprească camera asta, că nu știu ce tot se oprește. Hai să vă zic prețurile pe aici și la mine. Uite, la pe cost alimentez eu 1,21,9 acum. Mai și despre treaba asta cu pecurile în Germania. Băi, dacă o să veniți în Germania în trecere sau nu chiar în trecere, ați văzut pe colav. Sper că s-a prins pe cameră. Deci e un vai și amar de peco. Dacă vezi un peco din la România, nu te apropii de el. Dacă ești atent cu motorina și cu carburant. Aici nu se aplică. Deci la peco ăla e aproape de mine. Eu mai tot timpul îl alimentez, și preț ok și motorina e super. Aici cam la oricare peco motorina e la fel. Doar marca diferă și na. De aceea și prețurile la Shell, la S-ul astea sunt mult mai mari, pentru că na, de e firma mai mare, pe guri mai mari, dar ca și calitate, nu știu, n-am simțit momentan, nu știu. Pe sate, unde sunt tata acum, sunt prețuri mai mici. În oraș n-am văzut prețul ăla, acolo a fost 1,17, am alimentat ultima dată, deci da, pe sate tot timpul prețurile sunt mai mici, bineînțeles. Prețurile diferă de la oră la oră, deci poți să zici, bă, las că alimentez peste jumătate de oră, vii și poate să fie mai scumpă sau mai ieftină. Deci cam așa, nu știu cum se fac prețurile aici, funcție de clienți, dar nu știu. Eu am observat că dacă, deci, clienți mulți, prețul a scăzut, dar normal ar trebui să crească, nu, dacă ai clienți mulți, hai să mai cresc un pic să câștig, nu știu cum e treaba asta, dar, na, într-un fel e bună, într-un fel nu. Pe aici, prin zonă, nu s-a mai întâmplat nimic. Calamități ca în țară sau alte cele. Momentan nimic. Se pare pe aici nu au venit grindină, au fost prin alte zone, prin Germania, dar pe aici nu. Sper să nu vină, că nu am un garaj. Și dacă vine una din aia cum a fost în România, am încurcat-o. Pe aici, nu.
Azi mai rece, ieri a fost foarte cald, dar am fost la lucru, schimbul 2, deci n-am făcut nimic. Azi în toată Germania e liber. Și așa că ne mai odihnim și noi un pic. Mai mergem mâine la lucru și sâmbătă, duminică iar liber. Cred că nu știu dacă v-am zis unde lucrez acum, dar cred că v-am zis, nu mai știu. Lucrez la Müller, la un depozit, comisionez, fac comenzi, chestii de gen. Și mai e bine. Momentan e bine, e firmă mare, e serioasă, e bine. Chiar e bine. Așa, am vrut atâtea să zic, dar să le iau așa într-o ordine. Am zis că fac video asta mai lung, nu mai editez, nu nimic, pun fix așa cum l-am filmat. Adică încerc, sper să iasă, ca să netul la mine e foarte slab. Am zis că îi chem pe ăștia să-mi bage net mai tare, dar n-am mai sunat. Și foarte slab și până mi se încarcă un video, mai ales dacă îl editez, aștept enorm de mult. Așa sper să nu dureze atât. Aoleu, haida lupu! Haida, haida! E târziu. Na, oricum, am văzut multe comentarii urâte. Nici nu m-am uitat, doar le-am citit și am închis, nu m-am uitat pe profil, nu m-am uitat pe absolut nimic. Na, ce să zic? Chestia e că mulți, chiar am vorbit cu multe persoane treaba asta, multe persoane cred că aici e ca și cum, știi, deci vine un sezonier. Ei, ce tu ești, Tanti? Tanti? Ești la tine în sat, la tine în comună, oraș, orice, știi? Și atunci ai niște prieteni care au fost sezonieri prin Germania. Și na, ca sezonier ești tratat un pic altfel, adică munca e altfel, orele diferă și așa mai departe. Nu prea colinzi foarte mult ca să vezi cum îi. Și na. Și atunci vine un sezonier asta și spune lui ăla care vrea să plece de tot cu Monsieur, bă, nu te du în Germania, pui mei, că e ca dracu, e așa și așa și așa și muncă și te lucră și te... Na, chestii de genul. Și atunci omul ăla, nu, bă, stai un pic, bă, că nu-i bun. Și atunci se mai duce la alți prieteni și alți prieteni și atunci își fac o impresie așa mai proastă. Și atunci chiar am văzut la mulți vlogări că mulți spun, bă, ce? Așa e și la noi. Bă, nu-i la noi așa, frate, nu-i la noi așa. Am vrut să merg la vot, n-am reușit să votez. M-am dus, deci am văzut de când m-am trezit poze și live-uri cu câtă lume a fost la vot. Am niște prieteni care au mers de la ora 10, 10-11, și ori sta 9 ore la coadă. Ori votat abia pe la 8-7, ceva de genul. Deci 9 ore ori sta la coadă. Și eu m-am dus pe la ora 4, 3, cred că 3, am stat vreo 2 ore. Nu m-am mișcat deloc, bine. A, plouă, în sfârșit, îmi spele și mie mașina, unde alta. Am stat la coadă vreo 2 ore, dar chestia e că rândul s-a îngrășat, da? Nu că ne-am mișcat cu intrat oameni. Pur și simplu 2 ore cât am stat acolo am pus ochii. Bine, vărul meu, am pus ochii pe un. Pe un om, ăla nu s-a mișcat, frate, ăla nu s-a mișcat absolut deloc. Absolut deloc nu s-a mișcat de acolo. Și atunci, în puii mei, am zis, eram și la lucru a doua zi de dimineață, am zis că nu risc să stau pe aici nici să
să nu apuc să votez și atunci am stat vreo 2 ore și am plecat. Și oricum nu ajungeam să votez. Degeaba a încercat poliția, a încercat prin alte zone să facă asta, să voteze lumea, să... Nu s-a reușit. Na, și atunci zici că la noi ca aici, cum dracu să fie? Mă uit la vlogger din Anglia, mă uit la unul cu tir, mă uit la vloggeri, un vlogger motociclist din Belgia, mutat de curând. Deci frate, e diferență. E diferență în orașele astea, Belgia, Olanda, Anglia, din câte am văzut, iar e bine, în Austria, Germania, na, sunt multe, multe. Păi frate, e altfel, e puii mei. Și na, și la lucru te lucru aici, pentru că dacă n-ai contract nelimitat și asta, ești un fel de joagăr, da? Puii mei, liberul e liber, dacă îți faci treaba, n-ar nimeni treaba ta. Da, e muncă, e lucru, e că e foarte, na, trebuie lucri, că asta e, că de-aia mergi la lucru, pentru a nu stăm la birou. Dar e altfel, adică, bă, știu pentru ce lucru, pentru banii aia sau, nu știu, e altfel, nu știu, chiar e altfel. Și na, cam asta e. Cam asta e treaba pe aici. Bă, ce mă deranjează e nația noastră, frate. Adică să nu dai de noi pe unde te angajezi că e jal. Na, la mine nu e, că noi românii care suntem în hala noastră, bine, că nu suntem o echipă de vreo 20 și pe schimb, bă, suntem unguri, n-am nimica cu ei, doar cu unii. Sunt niște oameni infernali, unii, da? Și noi suntem mai mulți, polonezi foarte puțini, ruși așa amestecat. Deci noi și ei suntem mai mulți. Noi suntem cunoscuți, chiar avem, na, noi echipa care asta suntem cunoscuți, suntem, ne știm, ne, na. Bă, dar ei, frate, stare... Cred că nu ne suportă, oricum nu ne suportă pe noi români. Da, ei ies cum îs. Bă, la noi, frate, deci am prins oameni de saș. Am unul, e din hala de lângă noi, un băiat, e din Brașov, cred că acolo e născut, e saș. Bă, și vorbește cu mine, frate, românește, vorbește foarte greu. Dar vorbește, deci nu se spune, a, păi știi că nu mai știu română, ui mei, a, păi știi că e greu, nu mai mă aduc aminte, nu mă mai chinui să leg 2-3 cuvinte. Bine că vorbește destul de ok, da? Na, am mai prins un om, na, mai în vârstă decât ăsta, că ăsta e tânăr, la 30 și un pic de ani, 40, venit de 30 de ani aici, lucră ca pompier, iar saș, nu mai știu din ce zonă, cred că tot pe acolo, Brașov, Sibiu, cred că Sibiu, nu știu. Băi, omule, deci se chinuia cu noi, am fost la o zi onomastică, deci se chinuia cu noi, că sună unii termeni care, frate, și tu ai un lapsus uneori, dar mai el, știi, și atunci nu mai ajutam la, dar știa și vorbea doar română. Și atunci mă duc la, mi se întâmpla, na, asta e, la OK, la asigurări, da? Am fost cu o problemă, nu prea m-am înțeles cu ăla. Și eu chemat-o pe unul, zic că e româncă. Și-o chemat-o. Și ea, bine mersi, nu a venit. S-o băga la ea în birou, a făcut cu mâna așa. Și ca și cum duvă dreacul de proști. Eu nu vin să vorbesc română, că am uitat să fiu român. Da? Cum a zis ăla. Băi, și atunci stai așa, știi? Și atunci te mai duci odată la ea. Știm că e româncă, nu? Că dacă zic că ea de la bancă, puii mei, colegii ei că e româncă, bă, e româncă. Te duci la ea, o întrebi, dacă e româncă, zice că nu. Dar dracu, înțeles ce ai întrebat-o. Dacă o întrebi, dacă vorbește română, zice iară nu. O să fiu al dracu, dar de unde ai înțeles?
engleză. O să fiu. Deci nu știu, și mulți am mai auzit așa români, frate, care au uitat efectiv, au ajuns așa și au uitat româna. Bă, asta e o prostie, bun, ok. Bă, și eu m-am mutat din România, mie asta, dar sunt mândru, frate, că sunt român. Adică sunt mândru, efectiv sunt mândru că sunt român. Peste tot unde mă întreabă ce naționalitate, ești român, frate, zic cu zâmbetul pe bune, român. Dacă mă întâlnesc cu un român, super, frate, vorbim românește, dar... Dar alții nu, alții le rușine că sunt români. Bine, da, și noi am făcut multe prostii pe aici, românii noștri au făcut multe prostii, de-aia anonimitatele se dau cum se dau peste 2 ani, înainte se deau mult mai repede și, na, multe alte chestii. La abonamente, la telefoane și așa mai departe, îți dau foarte greu, alții nu ți acceptă, vede că ești român, nu ți acceptă, pentru că mulți ori tras țepe și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă, pune că mi-e rușine că sunt român, frate, sunt român, îs cu mâs. Asta e și cu asta basta, dar, bă, îs român, pui mei, îs român. Na, cam așa stă treaba, nu știu ce să... Dar, na. E bine, aici e bine, na, nu știu, v-am tot spus, bă, dacă aveți întrebări și asta, bine, din câte am văzut, cei care mă urăsc sunt copii mai mici, dar nu sunt foarte mulți ajunși așa mai maturi. Bine că nici eu nu mă consider matur, la 21 de ani neîmpliniți nu mă consider un matur, dar m-am maturizat așa, fără să vreau, am venit aici pe cont propriu, chestiile astea te maturizează, nu altceva. Na, și atunci puneți-mă întrebări, nu știu. Na, nu v-am spus, deci aici e foarte, foarte ușor să-ți iei o mașină bună, că mulți, a, cum ți-ai luat, că lucrezi ca șofer, că spadica, că tot felul de tâmpenii, bă, nu, frate, asta e mașina mea. Plătesc ratele aia, dar e mașina mea și atunci, na, mulți că, bă, că mai știu când am făcut videoclipul ăla despre ea, că ce, că te-ai îmbrăcat, bă, frate, eu m-am dus, m-am pus în mașină, m-am îmbrăcat cum m-am îmbrăcat să mă plimb, da, deci n-am luat de mult timp și atunci am zis, bă, hai să-i ajut pe alții, am căutat un video despre mașina asta în română și așa detaliat, fa, de mine, n-am găsit, atunci am zis, bă, hai să pun eu unul să ajut pe alții, poate vor asta. Și atunci vin tot felul de din ăștia care, bă, uite-te la ce fac, lasă dracu cum sunt îmbrăcat, că eu mașina asta am luat-o de fițe sau de... Am luat-o un la mână, să am o mașină bună, să am o mașină cât de cât nouă, că fac kilometri, de când o am de un an și un pic am făcut 25.000 de kilometri, cred că, chiar și mai... Da, vreo 25, chiar și mai bine, cred că. Așa, nu, 25, deci conduc mult, merg mult, merg și în țară, pui mei, nu pot să risc. Am prieteni și știu cazuri în care au luat mașini la 2, 3, 5 mii, 6 mii, 7 mii de euro și numai prin servisuri. Nu, frate, am garanție, am chit că plătesc rata. Eu mai țin un an, jumate, doi, mă duc, o schimb. Ai zis că nu-mi face nimic, mă duc la BMW și... Și cu asta basta, tot timpul ai mașină ok, tot timpul chit că plătești rata, asta e. Dar nu sper să nu ajung cu ele în service. Asta e al mai important. Și na, băi, din câte văd camera asta din 10-10 minute se oprește. Acum sper să pot să leg. Este al treilea video, deja a început. Na. Deci, cam asta e. Cam asta e, fraților, pe aici. Na, eu mai un pic ajung. Sper că v-a plăcut. Am vorbit tot drumul. Nu știu când am ajuns. Și aștept întrebări, aștept, na, și sper să fac cât mai multe videoclipuri din astea simple, să vorbesc cât mai mult și, na. Cam asta e pe aici. Eu vă las, aveți grijă de mașinile voastre, numai bine, să ne vedem cu bine, nu? V-am salutat, weekend plăcut și ne auzim. Ciao, ciao!